Bună dimineața, dragi frați! Vă transmit salutări tuturor, frații din Oakland County, vă transmite salutări. Avem acest privilegiu de a fi împreună. Apreciez toți acei care s-au Apreciez toți traducătorii care s-au încredințat în acest serviciu. Integritatea înseamnă a fi onest, sincer, necorupt, moral. Putere și temenicie. În contextul unei construcții, integritatea clădirii se referă la o structură internă suficient de puternică, care susține întreaga greutate. Pentru creștini, înseamnă tăria noastră internă de caracter, neprihănirea, onestitatea inimii, a minții și a motivelor. Integritatea înseamnă tărie interioară. Conștiința. Fratele Russell, în cartea cu întrebări la pagina 757, s-a pus următoarea întrebare. Ce este conștiința? Răspunsul. Omul, atunci când a fost creat, a fost înzestrat cu însușiri morale care ne ajută să deosebim binele și răul. Simțul de a discerne binele și răul a fost, din păcate, erodat și stricat de secolele lungi ale experiențelor rasei cu păcatul. Răul și degradarea, până când conștiința în sine nu mai este un ghid sigur pentru a direcționa afacerile vieții. Conștiința, chiar și a celor mai buni, este uneori eronată și îndoielnică. Prin urmare, în tocmai, cum ceasurile trebuie să fie reglate după timpul standard, tot așa și conștiința noastră necesită o reglare constantă după un anumit standard de moralitate și dreptate, care este cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Principiile sunt ca o lege care nu se schimbă. Instrucțiunile pentru creștini sunt din cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Noi trebuie să studiem și să reflectăm la aceste principii, să le punem în practică și apoi să învățăm pe măsură ce încercăm să le aplicăm sau nu în viața noastră reală, în experiențele și interacțiunile zilnice. Principiile sunt menite să ne ghideze sau să ne educe conștiințele. Voința este aceea care controlează gândurile, cuvintele și conduita conform conștiinței noastre, ghidate de principii. Acest lucru produce caracter. Integritatea este atunci când toate acestea se conformează voinței lui Dumnezeu, ca un curs constant și neclintit în viață în funcție de capacitatea fiecăruia. În cartea cu întrebări la pagina 253, fratele Russell spune: nu e niciodată greșit în a-ți urma conștiința, chiar dacă s-ar putea să te ducă în rătăcire. Faci bine în a-ți urma conștiința cu orice preț. Deci, Dumnezeu nu trage la răspundere pe nimeni pentru un păcat dacă persoana a făcut tot ce a putut mai bine. În Galateni, capitolul 2, la 1 și 21, versetele de la 1 la 21. În versetele 1 la 10, întâmplarea a avut loc de vreme în vizita lui Pavel la Ierusalim. El subliniază în versetul 9
că Iacob, Petru și Ioan, aparent stâlpi în biserică, și-au pus mâinile peste el și Barnaba pentru a merge la neamuri și a predica vestea cea bună. Citim versetele 11 la 14. Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stătut împotrivă în față, căci era de osândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celorlalți tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lanțul fărțărniciei lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor, dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum să lești pe neamul să trăiască în felul iudeilor? Doresc să notați că Pavel a rezistat că ei s-au retras. Dissimularea, ipocrizia și că nu au procedat în mod drept conform adevărului. Versetul 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Motivul lui Pavel pentru apărarea adevărului Evangheliei a fost iubirea pentru Dumnezeu și pentru Isus și pentru adevăr. Să vorbim despre ipocrizie. Ipocrizia, o lipsă de integritate, onestitate, încălcare a conștiinței lor, deoarece știau mai bine și că prin experiență Petru, cu viziunea lui Dumnezeu cu privire la Corneliu, și Barnaba lucrând cu Pavel printre convertiții dintre neamuri. Este de notat că chiar dacă le lipsea integritatea în acest punct foarte important, totuși, ei, fără îndoială, și-au păstrat integritatea în alte privințe. Aceasta înseamnă că Petru a avut suficientă integritate pentru a rezista persecuțiilor din partea preoților, pentru credința sa în Hristos și dorința de a predica Evanghelia. Cu toate acestea, în acest context, al unui mediu mai prietenos între frați, a cedat fricii de om, el a respectat mai mult omul decât pe Dumnezeu și a încălcat conștiința de teama respingerii de către unii dintre frați pe care i-a respectat sau a lăsat raționamentele lor sofiste cu privire la ceea ce constituie credința față de Dumnezeu pentru a-l separa în mod ipocrit de frații dintre neamuri. Această teamă poate fi mai mare decât teama de rănire fizică. Iisus a vorbit despre acest lucru în Matei 10:20. Nu vă temeți de cei care ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă atât sufletul cât și trupul în ghenă. Din fericire, credem că atât Petru cât și Barnaba la un moment dat s-au pocăit de acest fapt. Pavel și-a demonstrat integritatea caracterului prin faptul că l-a pus pe Dumnezeu mai întâi, apoi adevărul și la urmă frații. În
Întrebarea 101 în cartea cu întrebări. Cât de mult putem să ne înăbușim gândirea proprie când e vorba de principiul supunere? Răspuns. Înăbușirea gândirii noastre este una și înăbușirea conștiinței noastre este ceva diferit. Dacă este vorba de a înăbuși fie conștiința sau gândirea, aș spune că ar fi mai bine să ne înăbușim gândirea proprie, pentru că nu trebuie să ne înăbușim conștiința. În volumul 6, la pagina 508, intitulat Conștiința, testul final, cităm. A asculta de conștiință înseamnă a face ceea ce ea crede că Domnul ar vrea să facem. Și nu trebuie să tragem o concluzie cu privire la această chestiune fără să cântărim cu atenție mărturia Cuvântului Divin și să decidem în consecință. Există oameni care permit ca frica și servilitatea să domine conștiința lor și să o deregleze ca busola adevărată. Un curs corect pentru poporul Domnului este de a-și îndruma conștiința, adică de a-și îndruma convingerea cu privire la ceea ce este drept și la ceea ce este greșit, folosind regula de aur, și prin toate instrucțiunile colaterale pe care Scripturile le oferă. În această experiență, în Galateni 2, putem vedea că unii frați pot face pe alții să-și încalce conștiința. Scripturile indică faptul că poate exista păcate prin asociere, fie între indivizi sau chiar în grup. În 2 Ioan 9, la 11, citim. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Căci cine îi zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Fratele Russell, în volumul 6, spune exact același lucru, să nu-l primiți în casă și să nu salutați, că cine îl salută participă la faptele lor rele. Un alt exemplu este în 1 Timotei 5,22. Să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora, pe tine însuți păzește-te curat. Nu avem dreptul să ne punem mâinile și autoritatea acelora cărora noi nu înțelegem clar învățăturile pe care le dau. De exemplu, în 1 Corinteni 5:6, nu vă lăudați bine, nu știți că puțin a luat o spește toată plămădeala. Apostolul Pavel scrie corintenilor în ce privește moralitatea lor. Citim în reprintul 42:09, mai mult decât atât, drojdia nu se limitează la unul, ci se răspândește la alții.
astfel mulți pot fi pângăriți. În, mai târziu, Apostolul Pavle, în același capitol, versetele 9 la 13, demonstrează că Pavel vorbește despre responsabilitățile noastre, despre asocieri. Un alt exemplu este păcatul lui Acan, relatat în Iosua capitolul 7, reprintul 30-91. Fratele Rus le spune: dragostea lui pentru lucrurile condamnate, nu numai că l-a costat viața, dar a adus un dezastru considerabil cauzei. La fel și cu noi, cel a cărui consacrare este pângărită și care iubește lumea rea prezentă și este împotriva poruncilor divine, încurajează în secret răul în viața sa, poate aduce un dezastru considerabil cauzei Domnului înainte ca păcatul secret să se manifesteze. În același sens, facem legătura cu 2 Corinteni 7 la 12, care spune: așa că dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut ocarea, nici din pricina celui ce a suferit ocarea, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. Apostolul a scris nu numai pentru cel ce a greșit sau cel căruia i s-a greșit, ci pentru întreaga adunare. Un alt exemplu este în Apocalipsa 18:4. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Un alt exemplu îl avem în Iuda 12. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste unde se ospătează fără rușine preună cu voi. Aceasta implică posibilitatea lipsei de integritate în grup, prin faptul că nu sunt suficient de conștienți spiritual sau capabili de a discerne spiritual sau suficient de neclintit din punct de vedere spiritual pentru a face pașii potriviți în apărarea poporului Domnului. În ceea ce privește aranjamentul ecleziei și conștiința personală sau integritatea, fratele Russell, care a introdus și a încurajat aranjamentul ecleziei în conformitate cu mesajul secerișului a Domnului Reintors, a subliniat mereu responsabilitatea integrității și conștiinței personale ca fiind primordială. Volumul 6, în general, sunt 4 studii sau capitole: organizarea noii creații, ordinea și disciplina noua creatură, legea noii creaturi și hotărârea noii creaturi. În aceste capitole, fratele Russell
explică din Scriptură cu ajutorul minții sănătoase ca să înțelegem relația noastră în aranjamentul Ecleziei. Citim câteva citate. Întrebarea 232. Dacă conștiința lui, a unui bătrân ales într-o eclezie, nu i-ar permite să facă anumite lucruri, atunci ar fi potrivit să spună adunării că ce gândește și să spună că dacă ei vor, pot cere retragerea lui și că el ar face o bucurie. Bătrânul nu trebuie să-și încalce conștiința pentru a servi adunarea, iar adunarea nu trebuie să-și încalce conștiința cerând bătrânului să o servească. Bătrânul trebuie să se servească, să servească biserica după dorințele ei, până la punctul unde conștiința obiectează. O altă întrebare la pagina 254. Ca răspuns la o întrebare cu privire la alegerea unui individ neconsacrat, fratele Rusă răspunde în parte. Dar după ce problema a fost pe deplin pusă înaintea adunării, cei care revăd calea cea dreaptă trebuie să stea în picioare pentru faptul că nimeni nu ar trebui să slujească nicio calitate cu excepția celui care este declarat ca un copil al lui Dumnezeu și nimeni nu ar trebui să voteze pentru oricine, cu excepția celor care sunt pe deplin consacrați. Dacă acest lucru nu poate fi făcut de către biserică, atunci cei care sunt credincioși ar trebui să se retragă și cred că, conform aranjamentului Bibliei, ei ar avea o binecuvântare mai mare. Reprintul 55.01 spune că libertatea creștină bazată pe principiul citim câteva fragmente. După Matei 18.20, atunci când doi sau trei se adună în numele Domnului. Și Luca 9.49-50. Aici este un principiu general care ghidează și instruiește poporul lui Dumnezeu de astăzi cu privire la voința sa în probleme similare. Desigur, noi considerăm că aranjamentele noastre sunt cele mai plăcute Domnului, altfel nu le-am susține. Dacă alții gândesc diferit, este responsabilitatea lor față de Domnul. Nu ne este îngăduit să le interzicem, ci este pentru Domnul să-i binecuvânteze sau nu în administrarea lucrării sale, în conformitate cu înțelepciunea sa. Cineva poate zice, oare n-ar duce această gândire la împărțirea de adunării poporului Domnului în clase mai mici? Răspundem că acest lucru trebuie să depindă de frații înșiși. Ei au dreptul să se întâlnească în doi sau trei sau un număr mai mare, dacă vor găsi în avantajul lor să se întâlnească în grupuri mai mari, fără îndoială vor fi bucuroși să facă acest lucru. Aceasta înseamnă o mare libertate în biserică, în acord cu cuvântul și spiritul învățăturilor Iisus prin intermediul apostolilor săi. Frații care se întâlnesc într-o adunare ar trebui să înțeleagă că, făcând acest lucru, renunță în mod corespunzător sau anulează din libertățile și privilegiile lor personale. Preferințele individuale trebuie să fie mai mult sau mai puțin supuse preferințelor adunării. Chiar și majoritatea ar trebui să fie atenți la dorințele minorității și, dacă este posibil, ar trebui să modereze aranjamentele astfel încât tot să poată fi mulțumiți în ceea ce privește vorbitorii și în ceea ce privește locul și caracterul întâlnirilor. Nimeni nu ar trebui să ia în considerare egoist toate propriile preferințe și bunăstarea ale sale. Conștiința trebuie respectată. Singurele lucruri care nu pot fi cedate voinței majorității sunt chestiuni de conștiință.
Nimeni nu trebuie să facă ceea ce crede că este păcat, nedrept, greșit, chiar dacă toți ceilalți frați cred că este bine. Și nimeni nu trebuie să lase din vedere ceea ce dictează conștiința sa, chiar dacă restul adunării l-ar înduma astfel. Conștiința trebuie întotdeauna respectată, niciodată să nu fie pătată sau încălcată. Nici nu trebuie ca cineva care lucrează după conștiința lui să fie desconsiderat de frați, chiar dacă conștiința lor privește diferit problema. Dimpotrivă, curajul său de a-și păstra convingerile trebuie stimat. Libertatea trupului Hristos poate fi menținută pe aceste principii și vom avea binecuvântări în măsura în care avem părtășie cu frații conduși de aceeași simțire și cugete. Acolo unde părtășia nu este menținută, adunarea nu este nici de dorit, nici în armonie cu aranjamentul divin. Dar acolo unde frații consideră că este avantajos să se întâlnească în diferite adunări, se va găsi de obicei, crede că inițial s-a exercitat o restricție prea mare a libertății personale și că majoritatea a neglijat sentimentele fraților care constituau minoritatea. Dar chiar și acolo unde se poate găsi necesar sau de dorit să existe mai mult de o adunare a poporului Domnului într-un singur oraș, este cu siguranță încă adevărat că ea ar trebui să aibă o inimă și o singură minte și să fie dintre frăție și capul uns. Ei ar trebui să ia în considerare interesul celuilalt și să facă tot ce le stă în putere pentru a se îndemna unii pe alții la iubire și fapte bune. In the majority of Ecclesias, it was the brethren who rightly exercised their spiritual integrity and conscience, which was the minority, that provided for the independent Bible students that you and I are today, while millions succumb to the Babylonism of the Jehovah's. Ana, auzim engleză acum. Nu te mai auzim. It was a relatively few of the brotherhood after the Russell died that recognized what was... Cristi, poți să continui tu acolo? And as they tried to make other brethren in other parts of the country aware of it, încercau să-i anunțe niște frați din New York. Au fost niște probleme între frați. Și când frații dintr-o adunare au încercat să-i anunțe pe alți frați, au fost acuzați ca fiind frați care vorbesc de rău pe alți de frați și chiar până la urmă pe fratele Russell. Și au început să se formeze adunări mai mici, s-au împărțit o adunare mare în adunări foarte mici. Alții au ieșit și au ajuns înapoi în lume. Iar după aceea, în anii 20-30, și după ce a murit fratele Russell, au fost foarte multe împărțiri între adunări și fără mâițări. Când a venit Rutherford. Și acum merge fratele înapoi să citească. Sora Ana, ai găsit unde este? Deci fratele Russell spune că mai degrabă, totdeauna, să credem că frații sunt sinceri în deciziile lor de a părăsi o adunare, dar în termen gentil, noi să nu ne unim cu ei, să nu fim agresivi, doar să le spunem că nu suntem de acord cu metoda și cu ceea ce fac ei. Deci, practic, cred că pot să preiau. Sigur, sigur, bine. Și chiar dacă, în ciuda tuturor eforturile noastre de a preveni despărțirea, apărea în cele din urmă necesar ca o adunare să se despartă, totuși dragostea față de frați ar trebui să fie legătura binecuvântată, care leagă chiar dacă din cauza preferințelor personale sau din alte motive ar face necesară despărțirea. Volumul 6, pagina 299.
să cedeze totul pentru a păstra unitatea Duhului în legăturile păcii în trupul lui Hristos, cu excepția cazului în care principiul ar fi încălcat printr-un astfel de curs. Ar fi păcat ca congregația să permită unuia sau doi sau mai multor membri ai săi să violeze regulamentele divine. Nu încercăm să reducem importanța aranjamentelor ecleziei sau adunărilor împreună. Totuși, trebuie să ne amintim că intenția Domnului este să dezvolte și să selecteze 144.000 de persoane cu cea mai mare integritate spirituală pentru mireasa sa, nu adunări, congregații sau grupuri. În Apocalipsa 14.1, 4 și 5, citim versetul 1, apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge el. A fost răscumpărați dintre oameni ca cei din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit niciuna, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că sunt perfecți. Aceștia sunt fără vină, nu întrup, ci mai degrabă ca noi creaturi au avut integritate. În lucrarea Domnului de astăzi sunt cei care practică înșelăciunile și cei care închid ochii la aceste înșelăciuni pentru a avansa, după gândul lor, lucrarea Domnului în seceris. Aceasta este o lipsă gravă de integritate și nu poate avea aprobarea Domnului, chiar dacă se pare ca aprobarea fraților. Reprintul 5.9.57 spune: oricine își încalcă conștiința în mod repetat, ignorând principiile îndreptării, văzând clar greșeala, acea persoană își subminează conștiința. Un alt reprint, 45.14, spune: nu este oare adevărat că o minte poate deveni în general indiferentă față de principiile onestității în ceea ce privește gândurile și raționamentele? Și nu ar fi o astfel de minte foarte deschisă la concluzii eronate? În ceea ce privește interacțiuni dintre adunări atunci când apar probleme. Nu găsim multe informații în Scriptură cu privire la acest lucru prețios. La fel, nu găsim multe informații în mesajul secerișului cu privire la acest lucru. Se speră că frații vor avea aceleași standarde morale, scripturale, prin urmare ar putea fi de acord cu frații din alte adunări. Cu toate acestea, știm că acest lucru nu este întotdeauna așa. A fost destul de dificil pentru frați să știe cum să rezolve aceste probleme și va continua să fie așa. Nici o adunare nu poate să lege conștiința altor frați. Fiecare situație va trebui evaluată și va trebui să se stabilească procedura potrivită de către fiecare frate sau soră după cum e necesar. Cel mai adesea, adunările pot gestiona o situație internă fără a fi nevoie să îi edice sau să implice pe alții. Alteori, din cauza naturii situației, alți frați sau adunări ar fi bine să fie informați. Acestora ar trebui să li se ofere suficiente informații pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză, dacă e cazul. În cartea cu întrebări la pagina 234, scrisă în anul 1914, fratele Russell spune că, în esență, un bătrân de adunare care nu a reușit să fie ales într-o adunare ar putea foarte bine să fie ales ca bătrân într-o altă adunare, dacă ei consideră de cuvință. De asemenea, el afirmă că dacă o adunare are
Cunoștința despre caracterul moral sau învățătura nesănătoasă a unui astfel de individ și o altă adunare l-a ales ca un bătrân, atunci frații ar putea înștiința pe acestea, pe această adunare, că există o astfel de problemă împotriva lui și că e datoria lor să informeze cu privire la această chestiune. Adunările nu au autoritate apostolică. Considerăm Matei 18 cu 18. Adevărat vă spun vouă, orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și tot ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Aceasta nu se referă la autoritatea adunării. Aceasta este cea de-a doua referință la autoritatea celor 12 apostoli. Observați că în versetul 1 Iisus se adresa la ucenici. El le-a spus anterior aceste cuvinte lui Petru în Matei 16:19. Citim, și eu îți voi da cheile împărăției cerurilor și tot ce vei lega pe pământ va fi legat în cer și tot ce vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Fratele Russell în mai multe locuri afirmă că acest lucru este doar pentru cei 12 apostoli, de printr-o 5.001. Și ne asigură de autoritatea lor apostolică, fie să ne dezlege față de legea iudaică, fie că legea, fie să lege instrucțiunile Domnului pentru creștini de-a lungul veacului. Să ne întrebăm dacă Petru și apostolii nu au mai multă autoritate decât un vot al adunării sau adunarea are aceeași autoritate ca cei 12 apostoli. Sau această expresie se referă doar la cei 12 apostoli. Votul adunării nu este echivalentul autorității apostolice. Cu toate acestea, apostolii ne-au învățat importanța aranjamentului ecleziei și a votului. Doresc să vorbesc despre anarhia în biserică. Anarhia e absența legii în biserică. Sugerăm că anarhia ar putea apărea mai ușor când un frate sau frați introduc schimbări doctrinare care au ca rezultat erori în ceea ce privește morala, practica, profeția sau lucrarea cauzei Domnului care îi derutează și îi divizează pe frați pe măsură ce fiecare încearcă să înțeleagă voința Domnului în astfel de chestiuni. Anarhia ar putea apărea când se ignoră autoritatea apostolică. Anarhia ar putea apărea când se abandonează conceptul de aranjament al adunării. Amintiți-vă lecția pe care Iisus a dat-o cu privire la vulturii care se separă și se adună la voi pentru a se hrăni cu adevărul prezent. În încheiere, reprintul 5.3 cu 50 spune: întotdeauna iubirea frățească arată simpatie, bunătate, dragoste și dorința de a ceda ceva ori de câte ori nu este implicat niciun principiu vital. Încheiem cu 3 versete din Fapte 24 cu 16. De aceea mă seles să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. 2 Corinteni 3 cu 17. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este libertatea. Și ultimul verset din 2 Corinteni 5 cu 14. În parte citește, căci dragostea lui Hristos ne constrânge. Amin.